Salut și bine v-am pregătit pe Alchimia Spiritului! Astăzi vin către voi cu o abordare inedită a termenului de procrastinare. Da? De ce o abordare inedită? Pentru că îi voi face o abordare din punct de vedere psihologic și o abordare din punct de vedere spiritual. De ce nu? Pentru că suntem pe Alchimia Spiritului. Procrastinarea. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acest lucru, procrastinarea reprezintă amânarea, tărăgânarea, tergiversarea. Sau lăsarea pe mâine a tuturor activităților pe care putem să le facem astăzi. De ce lăsarea pe mâine? Pentru că etimologia cuvântului procrastinare ne indică faptul că acesta este compus din cele două cuvinte latinești, pro și crastinus, pro înseamnă înainte și crastinus înseamnă de mâine. Mă apuc de mâine. De luni mă apuc tot amân acel proces deslăbit, tot amân să scriu o carte, tot amân să fac activitățile acelea plăcute cu copiii mei, tot amân să mă apuc în sfârșit să-mi caut un job nou, tot amân să fac, nu știu, curățenie în casă, etc., etc., da? Sunt acele activități pe care le tot las pe mâine, le tot las pe mâine, pentru că nu mă pot aduce în stare să le fac astăzi. Să începem cu începutul. Analiza din punct de vedere psihologic, pentru toți acei oameni care nu au preocupări spirituale și care vin aici ca să înțeleagă care sunt mecanismele mentale din spatele acestei uh, amânări continue a unor activități, ca ulterior ei să părăsească acest canal și să rămânem pe mai departe cu cei interesați și de componenta spirituală. Da? Din punct de vedere psihologic, ce înseamnă de fapt această procrastinare? Psihologii au căzut cu toții de acord că la baza oricărei amânări, de a face o anumită activitate, este de fapt un mare stres mental. Da? Stresul. Stresul, această cauza tuturor bolilor noastre uh, cronice sau acute, de ce nu? este de fapt o sfârșeală psihică, prin care pur și simplu atunci când trebuie să facem o anumită activitate ne cuprinde lenea, ne cuprinde de lăsarea, indolența, pur și simplu a, zicea, trebuie să mă apuc de chestia aia, vreau să fac de o săptămână, dar nu știu, mai bine mai stau și mă mai gândesc, lasă că poate de săptămâna viitoare, poate de luni, poate de nu știu când, poate la pensie, etc., etc., de fapt, noi întâmpinăm o rezistență foarte mare mentală. Da? Ce este de fapt stresul? Este o rezistență mentală, o opoziție la ceva anume. Și spuneam eu că rezistența aceasta se manifestă în trei moduri. Mă mai uit jos pentru că am notițele mele. Rezistența aceasta... Când spun rezistență, aviz amatorilor, ca să nu existe confuzii, nu mă refer la anduranță și putere, rezistența este opoziția către ceva ce am putea să facem, da? Mă opun, adică îi rezist, Așa că rezistența aceasta se manifestă pe trei planuri. Pe plan uh, fizic avem procrastinarea. Procrastinarea este lipsa activității fizice. Mă proptez cu copitele în pământ și refuz, Doamne, ajută să fac ceva cu viața mea, sau refuz să fac acea schimbare, sau refuz să fac acea activitate. Nu vreau și pace. Corpul meu refuză să intre în acțiune. La nivel mental, spuneam eu, avem un mare stres, un mare, o mare presiune psihologică, suntem slăiți, suntem drenați de energie, nu putem să ne aducem în stare. De ce? Pentru că ne-am gândit foarte mult la treaba aia, o tot cântărim, o răscântărim și nu ne putem pune mindset-ul sau nu ne putem seta mintea pe a monitoriza activitatea corpului și anume să treacă la acțiune. Da? Dar, spuneam eu, la baza fiecarei stări mentale sau la baza fiecarei boli, psihice sau fizice, se află întotdeauna o cauză emoțională. Iar cauza emoțională sau rezistența noastră emoțională este de fapt frica. Ne este frică să ne punem în stare să acționăm într-o anumită direcție. Simplu ca bună ziua. Dar de ce ne este frică de fapt? Și am stat eu și m-am gândit și am spus așa. Hai să separăm noi domeniile în care se manifestă cel mai des această procrastinare. Și în viața noastră există o bună halcă de timp pe care o dedicăm activității noastre profesionale, o bună halcă de timp pe care o dedicăm vieții noastre personale și încă o halcă de timp pe care o dedicăm odihnei noastre, somnului. Somnul l-am scos din ecuație, acolo nu se procrastinează, acolo chiar se doarme pe picioare și nu mai este cazul să facem vreo analiză ultra sofisticată, că de partea aceea are grijă subconștientul nostru, da? Dar de partea noastră conștientă suntem ocupați în sfera profesională, în sfera jobului, activităților noastre în general, nu trebuie să fiți neapărat angajați cu carte de muncă și aveți și o viață personală, da? Gândurile voastre, intimitatea voastră, dorințele și pasiunile voastre proprii. În plan uh, uh, profesional, ne apucă procrastinarea la muncă. Pur și simplu nu ne putem pune în stare să întocmim odată raportul ăla pe care trebuie să-l întocmim lunar. Pur și simplu nu ne putem pune în stare să avem acea discuție unul la unul cu șeful nostru pentru a-i cere o mărire de salariu. Pur și simplu nu ne putem în sta pune în stare de a uh, începe sau iniția acel proiect pe care managerul nostru ni l-a înmânat cu mare încredere. Nu ne putem pune în stare să participăm la un training prin care să ne perfecționăm o anumită calitate care ne este foarte utilă în domeniul de activitate, etc. Dar, în domeniul acesta al muncii noastre, mai devreme sau mai târziu, întocmim acea activitate. Fie că ne place, fie că nu ne place. De ce? Pentru că recompensă și pedeapsă. În cazul în care eu nu predau raportul la timp, nu voi mai primi bonusul mult așteptat, adică îmi este refuzată recompensa. În cazul în care nu predau raportul trei luni la rând, risc să fiu concediat. Deci, Pedeapsă, da? Primesc o pedeapsă. Așa că am doi factori care mă ajută tot timpul să mă scot din această procrastinare, din această lene, din această indolență, din această permanentă stare de amânare, și până la urmă mă pun în stare cu deasila să fac acea activitate. Ce se întâmplă, în schimb, în plan personal? În plan personal, nu există nici recompensă, nici pedeapsă. Faptul că eu, astăzi, nu uh, scriu nicio primă pagină din cartea pe care vreau să o scriu nu afectează pe absolut nimeni în afară de mine. Faptul că eu nu fac curățenie în casă, nu vreau domnule să bag aspiratorul ăla imens în priză, nu afectează pe nimeni altcineva decât pe mine. Eu mă voi umple de mizerie până la gât. Faptul că uh, nu mă pun în stare să slăbesc, nu afectează pe nimeni din jurul meu decât pe mine. Așa că eu de la exterior nu voi primi nici recompensă, nici pedeapsă din partea absolut nimănui. Singura Formă prin care eu mă pot aduce în stare este să conștientizez beneficiile acelei activități pentru mine pe, la nivel personal. Dar acest lucru este foarte greu de dibuit în absența oricărei forme de recompensă și pedeapsă. Ce reprezintă de fapt recompensa și pedeapsa? Reprezintă forme de motivație. Așa că concluzia mea din punct de vedere psihologic pentru procrastinare este de fapt o lipsă, Completă de motivație. Nu aveți motivația, nu vă, poți, nu vă puteți aduce în stare să faceți ceva anume și pace. Și care sunt tipurile de motivație prin care trebuie să treacă omul sau prin care trece omul, de fapt? Motivațiile sunt de două feluri. Este o motivație extrinsecă, bazată pe trebuie să faci pentru că recompensă și pedeapsă, și există o motivație intrinsecă, lucrurile pe care vreau să le fac pentru mine, lucrurile care îmi plac lucrurile pe care vreau să le fac, da? Și este o diferență între ele. Aceasta, această motivație extrinsecă, este bazată întotdeauna pe o validare externă. Sunt motivat să fac un anumit lucru pentru că de la exterior voi primi recompensă sau de la exterior voi primi validare, voi primi acceptare, voi primi recunoaștere, voi primi faimă, voi primi bonus la salariu, da? Fac lucrurile acestea pentru că trebuie și atunci când fac ceea ce trebuie, primesc ceva care este foarte bun. Nu este absolut nicio diferență între omul motivat extrinsec și un câine din experimentul lui Pavlov, da? Câinelui din experimentul lui Pavlov, în momentul în care îi, înmunezi, îi, înmunezi, îi înaintezi un bol cu mâncare, începe să saliveze. Da? Acest proces de plăcere, el constată că îi place ce face pentru că primește ceva din exterior. Nu este motivat intrinsec. Îmi place, spre exemplu, să rod aceste gratii și să scap din cușcă pentru că îmi place libertatea. Este o motivație complet absentă în mintea omului, motivat doar de sursele externe. La nivel intrinsec, trebuie să mă aduc în stare să fac lucrurile pe care vreau să le fac, care îmi fac plăcere. În profesia fiecărui om, în momentul în care cu toții am aplicat la un job, am aplicat la job pentru că ne plăcea ceva din acel job. În momentul în care te pui efectiv pe treabă, constați că. Doar 30% din jobul pe care îl practici uh, reprezintă sfera plăcerilor tale, iar 70% reprezintă toate acele angarale, toate acele anexe, toate acele îndatoriri din fișa postului pentru care tu nu prea ai o tragere de inimă. Da? Fiecăruia dintre noi baia a plăcut limba engleză, baia a plăcut istoria, baia a plăcut economia, dar pe lângă aceste lucruri, într-un job, într-o companie, Trebuie să faci o raportare lunară, trebuie să ai uh, ședințe recurente cu managerul, trebuie să participi la tot felul de sesiuni de perfecționare, trebuie să faci și alte activități care nu au legătură cu pasiunea ta. Așa că proporția dintre pasiune și ceea ce trebuie într-un job este de 30 versus vreo 70%. Este un, un procent cu care vin eu aproximativ din experiența mea proprie de viață. Așa că normal că te apucă sila de a face anumite lucruri care nu sunt în sfera plăcerilor tale în viață. Așa că, din punct de vedere al meseriei noastre, trecem întotdeauna de la o intenție curată în a ne angaja într-un anumit job, și ajungem la a practica 70% din timpul nostru de la birou, tot felul de activități care nu ne plac, nu avem tragere de inimă către ele. În această situație, soluția este. Să ne întoarcem întotdeauna spre ceea ce ne pasionează. Și aici, tot ce trebuie să facem este să trecem de la motivația extrinsecă, să trecem la motivația intrinsecă. În orice activitate pe care trebuie să o fac, trebuie să găsesc ceea ce îmi place să fac și ceea ce vreau să fac. Și acum, pentru cei care sunt pasionați doar de componenta psihologică și nu interesează latura spirituală, propun și câteva idei. Bineînțeles, exemple sunt variate, fiecare trebuie să-și facă autoanaliza, altfel aș ajunge cu materialele astea la 4 ore și jumătate. Așa că motivația extrinsecă este trebuie să predau raportul. În interiorul meu apare, la nivel uh, emoțional, apare frica. Mie frică. De ce mi-e frică? Mi-e frică de interacțiunea cu autoritatea. Mi-e frică de interacțiunea cu managerul meu. Mi-e frică de câte ori intru în biroul lui, mă deranjează faptul că are o atitudine de superioritate asupra mea, că mă domină. Eu sunt mare cocoș acolo pe etaj, dar când intru în interacțiune cu managerul meu, deja intru în defensivă. Mi-e frică. Ok. La nivel mental, deja mi s-a produs un mare stres. Ha, ah, trebuie să predau raportul, trebuie să predau raportul. Cum se manifestă asta în plan fizic? Procrastinez. Amân Întocmirea raportului. Dar există o cale secretă de a ajunge de la acest trebuie la acest vreau să. Și am spus eu aici, pe foaia mea de hârtie, fobia este interacțiunea mea cu autoritatea. Dar, în momentul în care m-am angajat, ce mi-a plăcut să fac? Mi-am declarat acolo sus și tare la toate interviurile pe care le-am avut cu HR-ul că îmi place să uh, detectez tot ceea ce este în neregulă într-un raport sau am o atenție deosebită la detalii. Așa că întocmirea raportului nu mai trebuie să fie despre interacțiunea mea cu managerul meu, ci despre atenția mea la detalii. Îmi place să detectez cifrele care sunt greșite într-un raport foarte amplu. Îmi place să folosesc Excel-ul, îmi place să jonglez cu cifre, îmi place să găsesc formule nu știu, din ce în ce mai complicate pentru a simplifica rapoartele. Am o ocazie nețărmurită de a-mi descoperi o calitate pe care o pot dezvolta cu fiecare raport pe care eu îl predau. Practic lucrez la îmbunătățirea mea, transform ceea ce era extrinsec, ceea ce trebuia făcut pentru altul, pentru firmă, să moară firma, să se nece ăștia, sunt ai dracului, nu-mi dau suficienți bani, n-are decât să dispară, dar ce lucrez pentru mama, lucrez pentru șeful, câte cuvinte din acestea ne spunem cu toții atunci când suntem angajați, nimeni nu se identifică cu compania. Nimeni nu se identifică cu valorile companiei, care, de fapt, este sursa lor de hrană. Este, cum spun turcii, barca lor de pâine, da? Este locul din care voi vă câștigați pâinea. Voi aveți o legătură de spirit cu acea companie. Și acea companie vă ajută prin toate dificultățile pe care le întâmpinați să descoperiți anumite calități în voi înșivă. Și acum, această calitate pe care eu o am este de a. Detecta cifrele greșite într-un raport, de a-mi folosi abilitățile mele, de a găsi tot felul de formule uh, inovatoare în Excel sau de a compune mai multe formule pentru a extrage datele cât mai rapid. Este o oportunitate pentru mine să mă perfecționez, să devin versiunea mea ideală. Motivația devine din ce în ce mai apropiată de mine. Pentru că era o întrebare faimoasă care se punea în toate proiectele la care lucram în Ericsson, se spunea de fiecare dată când se inițializa un nou proiect, What's in it for me? Cu ce mă aleg eu din asta? Fără această motivație intrinsecă, nu poți aduce un angajat să facă ceva la nivel extrinsec. Nu poți aduce un angajat să fie motivat să facă ceva pentru binele firmei dacă nu are el ceva de câștigat în mod personal. Și acest câștig nu este în niciun caz banul. Credeți-mă, nu este banul. Oricât de mult va crește salariul, dacă voi simțiți că trageți pentru altcineva, că lucrați pentru cârca șefului, că lucrați pentru uh, compania aia care este rece și distantă și ruptă de voi, niciodată nu veți avea un atașament emoțional și niciodată nu veți fi cu adevărat productiv pe meseria pe care o aveți, indiferent câți bani v-ar da aceștia. Un om care are motivație intrinsecă, care vrea să se dezvolte pe el însuși, dezvoltându-se pe el însuși și dezvoltă pe ceilalți, reușește să se pună în stare să, mobilizeze, să se mobilizeze atât pe el cât și întreg sistemul care îl înconjoară. Așa că trebuie să mă concentrez acum pe ce îmi place mie să fac? Îmi place să investighez, îmi place atenția la detalii, îmi place să găsesc formule unice în Excel. Mă autoperfecționez pe mine cu fiecare raport pe care îl predau. Deja am trecut de la extrinsec la intrinsec. Un alt exemplu. Trebuie să scriu o carte. Însuși actul de a mă pune la birou și de a scrie mi se pare o corvoadă, nu pot să scriu bag, găsesc faptul că um, trebuie să fac mâncare sau nu am timp de jobul pe care l-am să mă aduc în stare să scriu acea carte. De fapt, ce îmi place mie? Îmi place să scriu, da? Dacă îți place să scrii, nu trebuie neapărat să te pui la birou și să faci acel lucru. Deschizi Wordpad-ul din uh, telefonul mobil și începi să scrii acolo în capitolul de notițe. Dacă nu îți scrii un mail ție personal în care Uh, inventezi toate compozițiile pe care le ai. Pe genunchi în metrou, atunci când ești într-un mijloc de transport, atunci când uh, ești printre niște prieteni care discută între ei și nu te prea bagă în seamă, atunci când îți aștepți rândul la coadă să intri la cinematograf, poți sta acolo primele tale idei. Nu trebuie neapărat să fii în locul acela designat special pentru scris, pentru că probabil asociezi o frică cu acel birou. Biroul, în general, este asociat cu copilăria noastră, când eram așezați în bancă, obligați de o învățătoare să ne ceară un răspuns corect la o întrebare, fobia poate fi legată sau frica noastră poate fi legată de cadrul acela în care se scrie. Schimbând cadrul și concentrându-mă pe ce vreau eu să fac, ce vreau să fac, ce îmi place, îmi place să scriu, cum mai pot să scriu altfel decât stând la masă sau la birou, pot să scriu pe genunchi, pot să scriu pe fițuică, pot să scriu pe telefon, etc. Așa că mă concentrez pe faptul că mie îmi place să scriu și scriu oriunde găsesc un crâmpei de timp, o bucățică de hârtie, scriu pe un șervețel la un restaurant, etc. În cazul în care trebuie să fac curat, cum descopăr eu care este calitatea intrinsecă? Că spuneți așa ca gospodine, fac curățenie pentru familia mea, fac curățenie pentru că vin oaspeți, fac curățenie ca să nu mă comenteze vecina cu tare când intră pe ușă, da? Dar Poate că eu am o plăcere obsesiv-compulsivă de a ști în permanență unde se află toate bibelourile mele din casă, unde se află cele mai mici șurubelnițe, șuruburi, tot felul de ațe de cusut, ace, nu știu, eprubete, borcănașe, vreau să știu unde este totul, da? Mie îmi place să știu unde este totul și asta este o motivație, una dintre motivațiile multiple, bineînțeles, pentru a mă aduce în stare să fac curat. Dacă eu fac curat și, le, și sortez lucrurile și le aranjez în locuri pe care eu le-am văzut și eu le palpez, atunci voi ști în permanență unde sunt acele lucruri. Poate fi una dintre motivațiile pe care le avem în momentul în care facem curățenie. Care mai poate fi motivația în momentul în care facem curățenie? Dacă eu îmi structurez spațiul și fac curățenie, atunci mă pot concentra pe lucrurile care mă pasionează. Dacă fac curățenie, pot vedea mai clar, pot vedea mai limpe de anumite lucruri. Caut întotdeauna motivația intrinsecă care se ascunde în spatele nevoii sau trebuinței de a face curat. Da? Și dacă eu am suficient de ce în interiorul meu, dacă am suficient drive, suficient motivație interioară de a face un anumit lucru, atunci o să pară floare la ureche. Cred că mai avem aici un exemplu, un exemplu foarte interesant care se aplică atât la nivel profesional cât și la nivel personal, este aceea. Trebuie să ajuți pe cineva nimănui, să fim sinceri, nu-i place să ajute pe altcineva. Mai ales când acea persoană pe care trebuie să o ajuți are fățăul colegului tău nesuferit. Sau este vecinul ăla care nu ți-a dat el când ai avut o nevoie, nu știu ce, ciocan sau târnă cop și a venit acum apropiindu-se în tocul ușii tale să-ți ceară ajutorul și spui mai lasă-mă domnule, lasă vecine, du-te și vezi, găsește pe altcineva sau hai că vedem, am niște treabă, trebuie să rezolv ceva, trebuie să duc copilul la grădiniță și tot încerci să amâni acel ajutor. Pentru că la bază se află, bineînțeles, la emoția, la baza emoțiilor noastre se află frica. Frica este aceea de confruntare probabil cu vecinul. Frica este, nu știu, probabil sentimentul de sărăcie. Eu i-am tot dat lui ăsta sau îi tot dau lui ăsta și el nu o să-mi dea niciodată înapoi. Da? Fricile pot fi multiple, nici nu are sens să insistăm asupra lor. În mod clar este o frică. La nivel mental intervine stresul, iar la nivel fizic intervine inactivitatea sau procrastinarea. Tindem să amânăm acel ajutor. Dar ce îmi place mie să fac? Dacă vecinul meu ar fi venit la ușă să-mi spună Vecine, eu nu știu să rezolv și cred că dumneata cu școala pe care o ai și cu, nu știu, cunoștințele pe care le deții, cred că numai tu ești în stare să rezolvi această problemă. Și aici mi-a atins un punct sensibil. Poate că mie îmi place să rezolv probleme. Îmi place să întâlnesc provocări și să descălcesc așa cu talentul meu de detectiv tot felul de intregi, tot felul de ițe, tot felul de lucruri care sunt încălcite și complicate. Îmi place să rezolv lucruri pentru alții. Îmi place să fiu admirat de către vecini. Îmi place ca vecinul meu să mă considere un om destoinic și deschis la minte, și un cărturar și un intelectual de săvârșit. Sau vine vecinul la mine. Și și îmi spune vecina, hai că tu te pricep mai bine la televizoarele astea moderne, poți să vii te rog frumos că uite, mi s-a blocat telecomanda. Și mie, eu nu mă mai duc la omul acela pentru că trebuie să-l ajut, că e vecinul meu și trebuie să mă duc cu lațul de gât târât acolo cu deasila. Dar îmi place să fiu considerat un om care se pricepe la tehnologie. Da? Chiar dacă acest, acest lucru sună egoist, este de fapt un egoism aparte despre care o să vă dezvolui în minutele următoare ce înseamnă. Așa că am găsit practic motivația intrinsecă. Da, pentru că motivația intrinsecă este o motivație egoistă care mă ajută pe mine să mă remontez, să mă reclădesc și din ce încredere am căpătat acum în mine pot să eman, pot să radiez la exterior și să-i ajut și pe ceilalți pentru că le confirm această abundență nou câștigată de mine în interior. Și aceasta este strict explicația psihologică. Și pentru a face toate aceste lucruri, tot ce trebuie să faceți este, bineînțeles, să vă puneți în stare să faceți acele lucruri. Cum se pune omul în stare? Începeți! Lucrul de care vă temeți cel mai mult, lucrul pe care l-amânați cel mai mult, începeți-l. Faceți astăzi 5 minute din el. Mâine faceți 10 minute din acel lucru. Nu, nu pot să mă uit la filme pentru că mi-e leargă copiii, că n-am timp, că întotdeauna mă focusez pe ceilalți, că nu mă lasă mama soacră, că trebuie să mă duc să spăl la fund, nu știu ce bătrân. Nu există așa ceva este doar o inabilitate de concentrare, o inabilitate de gestionare a timpului sau pur și simplu o scuză cu care veniți. Credeți-mă eu văd filme și atunci când dă vecinul cu bormașina și atunci când chiară lumea prin casă și atunci când se aud zgomote, tropăituri pentru că reușesc să mă detașez și reușesc să opresc zgomotele de fundal. Atât de mult mă pasionează filmul acela încât n-aș putea să amână această activitate și pot să văd și să trăiesc exclusiv din subtitrări, chiar dacă cinematic muzica din film, vocile din film au un mare impact. Câteodată văd filme întregi, seriale întregi, doar bazate pe subtitrarea pe care o citesc, în timp ce probabil că fărâmiți niște biscuiți într-un castron pentru a face un salam de biscuiți, în timp ce probabil curăți niște nuci pentru același salam de biscuiți, etc. Pot să fac acest lucru pentru că mă pasionează, e atât de plăcut încât nu pot să nu-l fac. Așa că Trebuie să vă eliberați de toate scuzele acestea și să vă puneți în stare să faceți. Un exemplu concret în acest sens, mie nu-mi place, spre exemplu, să fac curățenie. Am stat și am disecat acest subiect, nu este de fapt curățenia care îmi displace, oricărui om îi place să stea într-o casă curată. Este pentru mine monstrul de aspirator pe care l am Monstrul de aspirator pe care l-am este uriaș. Eu am un metru jumate. În momentul în care îl tărăsc prin casă, presupune un foarte mare efort. Mă trezesc năclăiată de transpirație, că numai umblând cu aspiratorul prin casă. Dar, ca să îndepășesc acest obstacol, pentru că, bineînțeles, de curățenie voi beneficia în primul rând eu, este să scot imediat din dulap aspiratorul și mi-l pun în față. Dacă m-aș apuca de șters praful de pe rafturi, dacă m-aș apuca de așezat, nu știu, carpetele de pe canapeluțe sau dacă m-aș apuca să spăl niște vase sau să șterg mesele cu tot felul de soluții dezinfectante, Probabil că aș amâna în continuare pe mâine, pe poimine, pe răspoimine și peste 3 luni să dau cu aspiratorul. Dar lucrul pe care îl fac eu instant în momentul în care spun curățenie este să scot monstrul și mă confrunt cu el. Acum, aspiratorul este în fața mea. Trebuie doar să-l bag în priză. Îl bag în priză și încep să dau cu aspiratorul. Am dat pe jumătate de carpetă, acum spun Fier ar să fie, n-aș putea să trec eu și prin celelalte trei camere. Așa că încep și dau cu aspiratorul peste tot. După ce am terminat cu monstrul, toate celelalte activități cad ca niște cărămizi într-un perete perfect simetric. Da? Pur și simplu, toate lucrurile se aranjează de la sine, pentru că mi-am învins cel mai mare demon, mi-am învins cea mai mare barieră, mi-am depășit cea mai mare rezistență. Aceasta este explicația din punct de vedere psihologic. Dar, spuneam eu, Acum trebuie să trecem mai departe la componenta spirituală a procrastinării. Spuneam eu că sunt acele trei niveluri de existență pe care ne aflăm cu toții pe această lume. Primul nivel de existență este nivelul subuman. Deși titlul sună foarte grav, este nivelul în care noi ne concentrăm foarte mult pe tot ceea ce este vizibil, să spunem, da, ne concentrăm pe corpul nostru fizic și pe mintea noastră. Așa că în acest plan ne concentrăm efectiv doar pe doar pe procrastinare, doar pe procrastinare, da? la nivel fizic și pe stresul nostru mental. Și încercăm să le vindecăm pe acestea, recurgând la psiholog, recurgând la soluția pe care la mia tocmai a propus-o în minutele anterioare și ne oprim acolo. Nu prea ne preocupă latura emoțională, nu încercăm să îi scodim prea mult în capitolul acela frica care ne blochează și frica care ne paralizează. Așa că în această parte a vieții noastre noi căutăm soluțiile doar în plan vizibil, cum pot eu să mă concentrez pe a schimba motivația extrinsecă într-o motivație intrinsecă. La nivelul acesta dual, omul se trezește la latura sa spirituală. Conștientizează că în el nu este doar partea vizibilă corpul său fizic și mintea lui care face calcule și tot felul de analize, ci constată și conștientizează că este o lume invizibilă în interiorul lui la care nu are acces. Este conștient de subconștientul lui, este, sau că are un subconștient, devine conștient de forțe invizibile care acționează asupra noastră, corpul nostru energetic, corpul nostru spiritual, Așa că începe să-și pună tot felul de întrebări. El, bineînțeles, dibuiește că la baza procrastinării în plan fizic și la baza stresului său mental, este de fapt o cauză emoțională. Emoțiile noastre nu sunt vizibile, dar se nasc în noi. Sunt tot felul de simțăminte, senzații, sentimente. Ele sunt complet invizibile. Așa că ajunge încet încet cu analiza de la planul fizic, de la planul mental, la planul emoțional și spune: "Oare ce înseamnă această frică?" În el existând această dualitate, om și spirit, constată că, bineînțeles, atunci când este în frică, este într-o absență, într-o mentalitate de lipsă. Este într-un stadiu de separare față de divinitatea din el. Nu se poate conecta la sursa sa divină. Și atunci are mentalitatea de frică. Pentru această mentalitate de frică, ca să facem analiza pe care am avut-o mai devreme, este foarte greu să mă credeți, vă rog frumos, să pun în cuvinte toate aceste lucruri pentru că ele se descarcă într-o manieră în care eu o înțeleg, dar este foarte greu să o pot exprima în cuvinte și de aceea mi a ceva timp să mă reculeg, mi-a luat ceva timp să întocmesc aceste materiale și totuși în momentul în care le pun în cuvinte devin cu totul altceva. Dar haideți să o luăm structurat. Da? În plan material, spuneam eu, că noi nu trebuie să facem decât să trecem de la motivația extrinsecă, motivația din exterior, morcovul care ne motivează din față să înaintăm, la motivația care este în interiorul nostru, plăcerea noastră, ceea ce ne place, ceea ce ne dorim. Da? Și pentru că acele lucruri pe care ni le dorim, spuneam eu, ne ajută să ne îmbunătățim foarte mult pe noi, să ne perfecționăm pe noi înșine, am întocmit următoarea schemă. Aici sunt eu, unde sunt în acest moment, și aici este unde pot fi eu, care este versiunea mea ideală, dacă vreți. În momentul în care spuneam eu, prin acel exemplu, trebuie să predau raportul, dar nu-mi place fața managerului meu aceea este o frică, e o rezistență care mă oprește din întocmirea raportului, tot am în întocmirea raportului în momentul în care eu descopăr că de fapt în întocmirea raportului mie îmi face o deosebită plăcere să descopăr detalii, să descopăr tot felul de cifre care sunt de la locul lor, să-mi pun în valoare calitățile mele de om foarte bun la formulele Excelului, da? sau atunci când doresc să ajut pe cineva, îmi place foarte mult să rezolv o problemă, nu neapărat să-l ajut pe acel cineva? Atunci, cu fiecare ocazie în care eu mă voi aduce în stare să fac acea activitate care pe mine mă sperie și pe care tind să o amân, de fapt, întâmpin o mare rezistență la lucrurile care îmi descoperă talentul. Întâmpin o mare rezistență la a mă întregi, întâmpin o mare rezistență în a deveni imaginea lui Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu este versiunea mea ideală. Imaginați-vă că aici sunt mai multe trepte de existență, trepte de vibrație. Eu în momentul de față mă aflu pe treapta de jos de vibrație în care tot sunt parată de acest sentiment de frică. Mă tot opresc în acest zid care se numește frică sau rezistența mea la întocmi ceva. În realitate, de câte ori mă aduc în stare să fac ceva și spun, dar fac acest raport pentru că îmi place, și acum am descoperit o formulă nouă prin care pot simplifica raportul. Sunt un pic mai bună. Am picat jos, sunt în același nivel de vibrație. Dar data viitoare când mi se cere acel raport, pic un pic mai departe. Data. Cealaltă, când mi se cere să fac un raport, am învățat deja o manieră prin care să întocmesc raportul în așa fel încât să fie ușor de explicat de la sine, fără să utilizez prea multe cuvinte în interacțiunea mea cu managerul. Deja forma în care predau raportul este una mult îmbunătățită față de cum eram înainte. Da? Am învățat, nu știu, prin training personal, prin tot felul de formule, să ajung să fac lucrul acela mult mai bine decât o făceam în stadiul inițial. Și avea o vorbă Steve Jobs în momentul în care am o treabă foarte importantă, de făcut sau un lucru foarte greu de rezolvat, angajez întotdeauna un om leneș, se spune. Pentru că omul leneș va căuta să găsească soluția cât mai rapid, în așa fel încât să-și aloce mai mult spațiu și timp pentru lenea lui. Da? Va căuta să rezolve într-un timp mult mai scurt decât un workaholic, decât un om care este dependent de muncă. Și practic acesta găsește o soluție inovatoare, o soluție salvatoare prin care își atinge, ghiciți ce, următorul nivel de vibrație și anume unde poți ajunge. Frica care ne parează la nivel spiritual este de fapt frica de a deveni chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem de fapt în ghearele egoului nostru. Această rezistență despre care vă vorbeam aici, nu mi-am adus carioca la mine, este de fapt, oameni buni, este anti-Hristul. Este forța care acționează contrar. Anti înseamnă contrar. Hrist este ceva care merge înainte, este versiunea mea ideală, forma perfectă în care eu mă pot asemăna după chip și asemănare cu Dumnezeu, mă refer din punct de vedere al dezvoltării energiei mele, al ridicării vibrației, al înălțării frecvenței și refuz să ating acel prag amânând, tărăgănând, tergiversând, lăsând mereu pe mâine toate acele lucruri care m-ar putea aduce la versiunea mea ideală. Rezistența oameni buni este antihristul. În momentul în care o întâmpini, te simți devaluat de energie, te simți vlăguit, te simți devitalizat, îți stoarce viața din tine. Este demonul sau este diavolul nostru. Sună foarte urât, toată lumea are acest demon de depășit, nu vă speriați, dar, de fapt, noi lucrăm cu frica de a nu ne pierde viața. Și când avem această frică de a nu ne pierde viața, sau frica de moarte, dacă vreți, suntem în. Ego, pentru că doar ego-ul nostru are o existență finită pe acest pământ. În momentul în care, pe acest nivel de existență, sunt mai conectat de latura mea de spirit decât latura mea de om carnal, finit, cu o existență temporară pe acest pământ, atunci știu că am viață eternă, atunci știu că am energie eternă, că sunt conectat la Sursa Divină, care este Sursa Abundenței, a Revărsării tuturor harurilor și darurilor, ca eu să pot continua și să pot duce la final tot ceea ce este în voia lui Dumnezeu. Dacă vreți, sunt foarte mulți termeni biblici care și spun acest lucru, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Sau în momentul în care ne conectăm mai mult la sfera noastră divină, putem avea viață veșnică. În momentul în care ne conectăm la trup, atunci vom rămâne cu morții, da? Morții cu morții, vii cu vii, se spune. Sau ceea ce se naște din trup este trup, ceea ce se naște din spirit este spirit. Spiritul este etern, trupul este finit. Și am mers mai departe cu această analiză spirituală bazată pe tipurile de motivație și am găsit o alternare de cuvinte care pe mine mă încântă foarte tare, bineînțeles. Am și eu o mândrie, am și eu un ego acolo în buzunar. Dacă în plan psihologic avem tipurile de motivație extrinsecă și intrinsecă, motivația pentru că trebuie, pentru că pedeapsă sau recompensă și motivația intrinsecă, ce anume mi-ar plăcea să fac, ce anume vreau să fac, în plan spiritual avem următoarea tranziție. Avem altruismul egoist și trebuie să efectuăm trecerea la egoismul altruist. Este o, un joc de cuvinte foarte interesant. De ce altruismul egoist? Pentru că atunci când trebuie să facem ceva, facem un lucru pentru ceilalți, dar pentru că trebuie. Sunt altruist pentru că trebuie. De ce trebuie? Pentru că în urma acestui altruism eu primesc ceva pentru mine, așa că dau dovadă de un egoism. Fac ceva pentru tine, dragă, pentru că după aceea mă va plăti pe mine șeful, fac acest lucru pentru tine, vecine, pentru că după aia o să mă duc să bat toba în cartier să spun cât de important sunt eu și îmi voi culege validarea de la semenii mei. Fac această curățenie pentru membrii familiei mele, pentru că după aceea voi câștiga laude de la rudele care au venit în vizită, etc. Da? Este un altruism. Fa pare că facem lucrurile pentru altcineva, dar de fapt ne culegem acele uh, lucruri care să ne valideze, să ne întregească și să ne completeze. Și am spus eu aici, trebuie să fac ceva ca să fiu văzut, ca să fiu acceptat. Și ca să fiu validat. Aceste lucruri provin dintr-o mentalitate de lipsă. În adâncurile mele, eu știu că nu am acele lucruri. Da? Sentimentul este de separare, mă simt separat de divinitatea din mine, mă simt separat de această comuniune a lumii duale om și spirit, mă simt rupt de ea. Și bineînțeles, sentimentul acesta înseamnă frică. Ce spuneam eu că este frică, este absența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu este forța care merge contrar conștiinței hristice, contrar frecvenței celei mai înalte pe care putem să o atingem, sau este antichristul. Ce tranziție se poate face în plan spiritual? Să trecem de la altruismul egoist, egoist la egoismul altruist. Ce înseamnă acest egoism altruist? Este să mă concentrez pe lucrurile care îmi plac de aici, survine, iubește-te pe tine însuți, da? Cum să te iubești pe tine? Nu este o iubire egoistă. Mă iubesc, mă respect, mă consider valid, întreg, mă întregesc, mă desăvârșesc, mă perfecționez, fac lucruri pentru că îmi place mie să le fac, fac lucruri pentru că îmi place mie să evoluez, fac lucruri pentru că îmi place să fiu mai bun decât eram ieri. Sunt eu cu mine însumi pe treapta de comparație, dar nu mă compar cu cineva din exteriorul meu pentru a fi mai bun în propria mea existență. În momentul în care eu sunt mai bun, într-o manieră aparent egoistă, cum și în partea cealaltă era aparent altruistă, atunci fac lucrurile într-un mod benefic pentru mine. Eu mă întregesc, eu mă definesc, eu mă ridic la frecvența prin care mă pot asemăna prin chip cu Dumnezeu. Da? Așa că fac acele lucruri bune pentru mine și în mod indirect, invariabil, voi face bine tuturor celor din jurul meu. Să nu credeți că eu fac aceste materiale de YouTube pentru a salva pe cineva. De foarte multe ori subliniez acest lucru. Foarte mulți îmi mulțumiți pentru că v-am ajutat în fel și chip. Nu sunt conștientă de ajutorul pe care vi-l fac vouă decât în momentul în care mi-l scrieți în comentariu și mă surprinde că cineva îmi spune că a plâns sau că a avut o epifanie sau o realizare. Fac aceste videouri pentru că mie îmi place să investighez cotloanele misterioase ale minții și spiritului meu. Îmi face plăcere să studiez, să mă documentez, îmi face plăcere să meditez, îmi face plăcere să-mi înțeleg și să-mi studiez visurile, visele. -mi, îmi place să-mi analizez procesele mentale, îmi place să mă autocunosc și îmi place foarte mult să vorbesc. Și atunci fac aceste lucruri pentru plăcere pentru mine însămi. În momentul în care fac acest lucru pentru mine însămi, tot ceea ce pun la exterior Va ajuta invariabil pe cineva. Sunt eu conștientă de aceste aspecte? În mod clar nu. Eu fac aceste lucruri pentru mine, da? Este un fel de egoism altruist. Fac aceste lucruri din pură pasiune. Îmi place foarte mult. Eu altfel n-aș putea să. Unde Dumnezeu aș mai putea eu să vorbesc pe teme spirituale? Că mă duc pe stradă sau m-aș duce printre colegii de la birou, m-ar asculta 5 minute, după care ar trebui să ne întoarcem la calculator și să ne revenim la activitățile noastre. Așa că mi-am creat această existență prin care vorbesc pe un canal de YouTube care este propriu și personal. Vă place, intrați, nu vă place, nu intrați. Mie mi-este indiferent modul în care voi vă raportați la ceea ce spun eu. Dar faptul că mie îmi face bine, invariabil face bine tuturor proiecțiilor mele. Da? Așa că acest egoism altruist are următoarele caracteristici. Îmi place să fac ceva bun pentru mine ca să pot face bine altora. Bineînțeles, acest ca să fac, fac, fac bine altora, să pot face bine altora, nu este una dintre motivațiile mele directe. Aceasta este un byproduct, este un rezultat, este un fel de bonus al stării de bine pe care o am eu cu mine în momentul în care mă auto-studiez, în momentul în care mă autocunosc, în momentul în care îmi descoper toate neajunsurile și prin experiențele mele de viață reușesc să-mi găsesc soluții la propriile probleme. Da? Invariabil, iată că îi ajută și pe alții. Așa că devine un egoism altruist. Ce rezidă în spatele acestui lucru reprezintă o mentalitate de abundență. Eu am lucrat atât de mult asupra mea, mi-am vindecat niște răni, mi-am găsit niște soluții proprii la problemele proprii, încât am devenit întreagă. Nu mai am nevoie de validarea, acceptarea și ce mai scrisesem acolo, recunoașterea nimănui. Da? Așa că fac aceste lucruri pentru mine. Eu m-am completat în momentul în care eu sunt complet, vin într-o mentalitate de abundență. Tot ceea ce pun acolo nu survine sau nu dorește să atragă foarte mulți abonați ca eu să am acest sentiment de împlinire. Nu doresc să atrag uh, mase mari de oameni cărora să le propovăduiesc la tot felul de conferințe sau podcasturi. Fac acest lucru ca un fel de terapie pentru mine, ca un fel de, de uh, metodă de a descărca ceea ce știu eu mai bine să fac, ceea ce îmi place cel mai mult să fac. Așa că mentalitatea este de abundență. Sentimentul care apare este un sentiment de apartenență, nu mai este de separare. Simt că fac parte dintr-un plan mult mai mare, simt că sunt o rotiță importantă în planul divin, simt că am un scop în viață, simt că am o menire, da? Sau acest lucru, l-am mai spus, că este un sentiment de uniune, da? simt că sunt unificată, nu mă simt separată de latura mea spirituală, nu mă simt separată de talentul meu, nu mă simt separată de harul meu, ba din potrivă mi-l exerci din plin. Și acest lucru este, bineînțeles, sentimentul de iubire, opus fricii de aici. Dacă aici sunt într-un sentiment de antichrist, împotrivă, rezistență la, aici sunt în frecvență hristică, pe cea mai înaltă frecvență pe care o pot atinge în vibrațiile de pe acest pământ, pe piramida aceasta și anume sunt în comuniunea om spirit, sunt un om conectat 100% la spiritul său. Și acum, pentru cei care au urechi de auzit și ochi de văzut, am încă o explicație care se pretează la nivelul acesta superior pentru omul iluminat, pentru omul trezit, cel care trăiește prin spirit din spirit și dă exclusiv din spirit în continuu, nu parțial, nu intrinsec, nu altruism egoist, nu egoism altruist, ci pur și simplu, el a devenit o dare continuă. Primește și este ca o bobină electrică, se încarcă cu curent și dă curent, se încarcă cu curent și dă curent electric în exterior. Nu păstrează absolut nimic, nu blochează absolut nimic. Explicația pe care o avem este bineînțeles venită în Zohar, care este cartea splendorii, este cartea care unifică toate cele trei cărți mari religioase ale celor trei religii mari monoteiste ale lumii. Și anume se spune că Dumnezeu în măreția sa atâta este de bogat și de prea plin și de potențial, că spuneam eu că este această energie potențială încât caută să creeze ceva pentru a-și revărsa toată această cunoaștere, toată această iubire pe care putem să o numim complet iubire necondiționată. Așa că Zoharul ne indică faptul că el a creat un vas în care să reverse toată această cunoaștere, putere, iubire. Orice vreți voi cunoaștere universală și să reverse toate aceste lucruri și calități pe care el le posedă. Așa că a creat acest vas și vasul acesta nu a putut cuprinde ceea ce conținea Dumnezeu. Așa că el s-a spart și s-a spart în milioane de țândări, milioane de fărâme, milioane de cioburi. Iar aceste cioburi, am notat eu aici, sunt cei 7,8 miliarde de oameni. Este un număr fictiv, bineînțeles că noi în viața noastră ca oameni de rând nu cunoaștem întreaga populație a planetei. Cunoaștem probabil în jur de 14-20 de mii de oameni. Acești oameni pe care îi cunoaștem reprezintă, de fapt, diviziunile acestui vas în care Dumnezeu nu a putut fi conținut. În plan terestru îl avem pe om sau Adam Cadmon, cum se spune în Cabala, uh, care este singura făptură umană, a fost creat un singur om, o conștiință totală, unitară, care a emanat la exteriorul său în această lume toate proiecțiile sale. Toate lucrurile pe care acest om nu le are incluse în el, le-a proiectat în cioburile sale sau în oglinzile în care se reflectă. Aceste oglinzi sunt proiecțiile lui sau toți oamenii care îl înconjoară. Pe tot parcursul vieții noastre avem acest sentiment de separare față de semenii noștri și asta ne menține într-o mentalitate în care suntem parte dintr-o dintr comunitate, da? Suntem parte dintr-un grup, nu ne simțim singuri, suntem noi și ceilalți. Avem pe altcineva cu care să relaționăm, avem pe cineva cu care să ne conectăm, avem pe cineva în preajma noastră cu care să legăm o vorbă, cu care să ne încurajăm în momente triste. Dar, pe tot parcursul vieții noastre, la un moment dat trebuie să acceptăm Că cei din jurul nostru reprezintă doar trăsături pe care noi le-am externalizat le-am proiectat în afara noastră. În momentul în care eu admit că răutatea pe care o percep adesea în dușmanul meu este o răutate pe care eu o am latentă în mine însămi, dar pe care nu vreau să o accept, în momentul acela mi-am absorbit proiecția înapoi, întorc acea calitate spre mine. În momentul în care constat că calitățile acelei persoane pe care eu o admir sunt calități pe care eu le am, dar încă nu mă pun în stare să le folosesc prin procrastinare, prin lene, prin amânare, constat că acele calități sunt și eu capabilă de ele, pot să le posed și eu, pot să le utilizez și eu, pot să mi le dezvolt și eu, atunci îmi iau proiecția de pe chipul omului pe care îl admir și mi-aduc bucățica de puzzle pe care o lipesc la mine. Și fac acest lucru cu fiecare ă, trăsătură sau atitudine sau caracteristică pe care o identific la celălalt și pe care o consider oarecum ciudată, oarecum greu de acceptat sau oarecum de admirat, da? Culeg toate acele lucruri și le lipesc și mi unesc bucățile de puzzle în interiorul meu. Omul Cadmon, Adam Cadmon, omul primordial, omul original, se recompune, se întregește, se definește, se integrează. Trece prin procesul acela despre care Carl Jung spune că este procesul de individuație. Își ia asupra lui toate bucățile pe care le-a externalizat și se acceptă pe deplin Că el și multitudinea de oameni una sunt, da? El și toți oamenii din jurul său sunt conștiința comună, sunt omul primordial, sunt Adam Cadmon. Și ce se spune despre Dumnezeu, ce se spune despre om în anumite contexte, că omul este Dumnezeu fricos. Omul este Dumnezeul care a eliminat din el bucăți și țândări din toate calitățile sale. În momentul în care omul se recompune, își recâștigă acele bucăți de puzzle sau acele, acele cioburi pe care le avea separate, disparate, externalizate din el, el se reînnoiește, se reîntregește, devine una cu Divinitatea, devine iluminat, da? și în momentul în care el devine iluminat. Dumnezeu, practic, și-a recâștigat înapoi toate proprietățile pe care le-a disipat pe suprafața acestui pământ, în fiecare dintre noi, în acele cioburi care zac în interiorul fiecăruia, și anume talent. Talentul este decodorul nostru prin care putem detecta ceea ce se află în comunicarea pe care o primim de la Divinitate. Oamenii pe acest pământ posedă fiecare câte un talent. În momentul în care intervine procrastinarea, intervine, de fapt, Anticristul este frâna, rezistența prin care Antichristul spune dacă te întregești, egoul moare. Dacă te întregești, ființa ta trupească, carnală, dispare. Vei fi spirit, vei fi după chipul și asemănare lui Dumnezeu. Opune-te, 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 stop, 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 abort mission, abort mission, cum se spune în filme, da? Evacuație, evacuați, evacuați. Și în momentul în care intervine procrastinarea, este semnul clar ca acea activitate pe care eu pot să o fac, este ceva care mă apropie prin salturi din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, să mă mut de unde sunt, acolo unde trebuie să ajung. Și așa că, în spatele lucrurilor către care aveam cea mai mare procrastinare și cea mai mare rezistență, se ascund calitățile prin care noi putem să ne desfacem talentul și să-l activăm iar talentul nostru reprezintă de fapt antena prin care noi descărcăm tot ceea ce vine de la divinitate și anume tot ceea ce Dumnezeu revarsă în acest vas. Eu întregindu-mă întregesc acest vas. Adam Kadmon este vasul întreg. Întregind vasul, eu voi putea cuprinde, voi putea susține tot ce are Dumnezeu de revărsat. Corpul meu întreg devine o antenă. Dacă eu la jobul meu a trebuit să mi uh, depășesc această frică de a vorbi în public, Iată că am fost împinsă de la spate, am fost trimisă să fac un training, mi-am dobândit această calitate pe care o folosesc din plin ca să vorbesc pe temele acestea spirituale în fața voastră. Am fost împinsă să învăț project management. Mi-era foarte mare frică, mă, m găseam tot felul de scuze, ba că nu-mi predă colega, ba că nu-mi arată ce trebuie, ba că nu știu ce să fac, ba că mi-e frică, da ce să le spună lor în ședință. Mi-am descoperit de fapt capacitatea de a vedea Planul de ansamblu. Un project manager vede totul de sus, vede totul cum se cascadează, vede fiecare activitate în parte și modurile în care acestea se corelează. Așa că toate acele lucruri m-au apropiat prin salturi din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, să pot să-mi folosesc astăzi corpul, mintea și spiritul, să descarc mesajele spirituale pe care mulți dintre voi credeți că le extrag din cărți, dar le extrag din acte de meditație, din acte de conectare, ele îmi vin. Dar nu reușesc să le pun în cuvinte. Așa că acele calități prin care eu opuneam de obicei rezistență prin procrastinare, și anume dezvoltarea talentului de a vorbi, dezvoltarea capacității de a conecta subiecte disparate, capacitatea mea de a fi o bună actriță, de a-mi folosi intonația, gesturile, mimica, toate aceste lucruri pe care le-am evitat au devenit. De fapt, structura antenei mele. Eu descarc mesajele care vin de la Dumnezeu prin această manieră. Dacă talentul tău este aceea de a dezvolta o capacitate de a decoda sunetele, tot ceea ce vine de la Dumnezeu va fi transformat în muzica pe care tu o pui pe note. Dacă talentul tău este acela de a trezi o latură emoțională în om în momentul în care gustă din bucatele tale, atunci vei putea canaliza forța lui Dumnezeu prin talentul tău de bucătăreasă. Dacă talentul tău este acela de a scrie poezii, atunci vei descărca această putere în această lume prin felul în care vei scrie poezii. Vei reuși să aduci oamenii să îngenuncheze, să-i faci să plângă de emoție și de recunoaștere a ceea ce primește de la Dumnezeu. Fiecare va reuși să-și dezvolte talentul. Acum, în spatele acestei analize, care este și spirituală, și psihologică, știu că v-am bulversat, este foarte greu de, de constatat și de conștientizat care este de fapt obstacolul, unii dintre voi vă veți bloca în care mi este de fapt frica, unii se vor concentra foarte mult pe care este cauza psihologică, alții se vor concentra pe cauza spirituală, vă spun așa. Luați și puneți mâna pe hârtie. Notați toate acele lucruri pe care obișnuiți să procrastinați. Gândiți-vă că în spatele lor se ascund posibilități infinite de a vă perfecționa într-o anumită direcție care servește dezvăluirea acestui talent, dematificarea lui sau răzuirea acelui strat de rugină sau măturarea pământului întărit de deasupra acestuia și posibilitatea de a-l face să strălucească. Vă veți opri cu analiza voastră în tot felul de puncte care vor fi superficiale în mod inițial. Dar vă spun în mod sigur că foarte multe lucruri se ascund în spatele unei analize profunde. Și pe această temă am vorbit cu un amic de-al meu care mi-a spus așa. Eu, spre exemplu, amân să predau raportul la muncă, amân să plătesc întreținerea, amân în să mă duc la. să-mi fac programare la medic și să-mi să consult corpul din punct de vedere al sănătății. Aparent, dacă le luați în mod separat, toate au lucruri diferite de spus. Faptul că amâni raportul poate însemna că, de fapt, vrei să eviți, nu știu, contactul cu managerul tău. Faptul că amâni acea programare la medic poate însemna că, de fapt, nu te preocupă sănătatea ta, în aparență. Faptul că nu-ți plătești întreținerea la timp poate însemna că, de fapt, ai o frică de sărăcie. Nimic mai fals. Acesta este primul strat și cel mai superficial de analiză. Dacă aveți multiple lucruri pe care procrastinați, trebuie să nu vă lăsați până nu ajungeți la un punct care le unește pe toate. Iar la baza tuturor acestor puncte se află de fapt incapacitatea mea de a relaționa cu oamenii, refuzul meu de a relaționa cu oamenii. Odată nu dau raportul pentru că nu da, vreau să dau ochi în ochi cu managerul meu. În al doilea rând, nu mă duc să plătesc întreținerea pentru că sunt o fire mocnită, o fire angoasată, o fire frustrată, nu vreau să Relaționez într-un mod sănătos și frumos cu administratorul blocului și îl fac pe ăsta să-și piardă cumpătul și vreau să mă cert cu el pentru că am foarte multă furie acumulată în mine, pe care nu reușesc să o comunic, nu reușesc să o descarc omenește printr-o relaționare frumoasă, deci iarăși relațiile. Și în al treilea rând, nu mă programez la medic să-mi văd de sănătate. De ce? Pentru că asta presupune să pun mâna pe telefon, să interacționez cu un străin, să fac o programare, să mă duc la managerul meu să-i comunic că în ziua X va trebui să absenteiez pentru o oră cât am eu programarea medicală. Deci este iarăși comunicare. Și relaționare cu cei din jurul meu. Și Alfred Adler, marele psiholog, pe care eu îl admir din tot sufletul meu, și consider că psihologia lui se află la baza tuturor analizelor celor mai importante ale minții noastre, spune că cele mai importante lucruri în această viață rezidă din relaționarea noastră cu ceilalți. Relaționarea noastră cu ceilalți este valabilă și în plan spiritual. Atâta timp cât eu îi văd pe ceilalți ca fiind exterior mie și nu-i accept că acele calități și acele defecte pe care ei le posedă sunt părți din interiorul meu, eu de fapt îmi tai legătura cu divinitatea, îmi tai legătura cu sursa mea divină, îi consider separați, eu însumi stau într-un sentiment de separare, într-un sentiment de frică și sunt în ghearele antichristului sau propriului meu ego. În momentul în care constat că relaționarea cu ceilalți este lucrul care mă șlefuiește, care mă perfecționează, care mă transformă din cărbune în diamant, care mă transformă din unde eram în unde pot să fiu, care mă transformă din om carnal în om spiritual și om iluminat atunci voi putea să demarez orice acțiune, voi putea să depășesc orice obstacol, pentru că în Dumnezeu am putere să înfăptuiesc absolut orice. Dumnezeu este puterea mea, Dumnezeu este tăria mea, da? cu El pot înainta de mână să fac toate lucrurile pe care nu le cred posibile din perspectivă umană sau subumană, mai bine zis. Așa că la baza tuturor acestor aspecte legate de procrastinare este imposibilitatea mea de a relaționa, refuzul meu de a relaționa cu ceilalți, pentru că amânând relaționarea mea cu ceilalți, amând procesul de autocunoaștere, amând procesul de integrare, amând procesul de adunare a tuturor acelor piese de puzzle care mă compun, mă întregesc și mă fac să fiu omul primordial, conștiința unitară, amânând aceste lucruri, eu de fapt stau foarte mult într-o frică de moarte, că mi-e frică că în momentul în care nu voi mai fi om, nu voi mai avea existență trupească. Mi-e frică când -mi voi pierde existența materială. Dar nici de cum poți fi iluminat și poți fi în corp și poți fi acest uh, binom uman sau această bobină, nu știu cum se mai numește în fizică, prin care pot susține un voltaj imens, o cunoaștere imensă pe care o pot transmite mai departe și devin eu însumi un soare care radiază și nu întâmplător am desenat acest stadiu al iluminării în culoarea galbenă, culoare solară, culoarea omului care dă din abundență pentru că el este abundența. Știu că vă așteptați la un material prin care să dau pași concreți prin care se scapă de procrastinare. Dacă îi vreți, acești pași concreți sunt apucă-te odată de treabă, realizează că în spatele lucrului pe care îl amâni este ceva ce îți place să faci, dar de care te temi și îl îmbraci în tot felul de scuze, îl îmbraci în tot felul de obstacole și fă astăzi ceea ce trebuie să faci astăzi și nu mai lăsa pe mâine, pentru că mâine e o nouă zi, și lasă ziua de mâine să aibă grijile ei. Nu te duce cu grijile din ziua de astăzi în grijile zilei de mâine, da? Te aduci în stare apucându-te de cel mai greu lucru pe care tu îl consideri legat de acel lucru care te îmbină la procrastinare. Întotdeauna trebuie să fii susținut de calități precum curajul, determinarea, și foarte multă disciplină. Disciplina ce presupune aceleași lucruri pe care te învață mediul profesional că trebuie să le faci. Atunci când faci raportul pentru managerul tău, faci pentru că există o anumită disciplină. Îți aloci un program orar în care acel lucru trebuie înfăptuit. Nu există amânare, tergiversare, pentru că poți să-ți impui la nivel mental că vine o pedeapsă sau o recompensă în schimbul acelui lucru. Și atunci faci curat. Care este recompensa? Care este valoarea intrinsecă pe care eu o am? Pot să devin mai bună astăzi sau pot să aștept să devin mai bună de luni? Pot să devin astăzi mai suplu pentru că m-am apucat în sfârșit de sport sau pot să aștept până când vine vara și trebuie să mă afișez în chiloți în, cu burțile încrețite la plajă? Habar n -am, nu e nimic în neregulă în a avea burți la plajă. Vă dau exemplele astea pentru că pentru unii asta este una dintre preocupări. În al doilea rând, ce mai pot să mai fac? Fac lucrul ăsta pentru că îmi este benefic mie. Eu astăzi voi fi o versiune un pic mai bună decât am fost astăzi la începutul zilei. Dacă fac lucrurile repetate, tind să le procrastinez pe parcursul zilei, sunt trei niveluri mai buni decât eram ieri. Și tot așa și tot așa și avansez și în fiecare zi trebuie să mă străduiesc să fiu o versiune mai bună a mea. Procrastinarea prin urmare este anticristul, este capcana demonică în care tindem să rămânem pentru că ne este frică că suntem puternici dincolo de orice măsură. Nouă nu ne este frică că suntem inadecvați, ne este frică să devenim atât de puternici și să conținem toate darurile mărețe pe care Dumnezeu ni le-a dat. Așa că preferăm să rămânem în stadiul de ciobuleț, în loc să devenim un vas întreg în care să conținem întreaga cunoaștere a Universului. Acestea fiind spuse, asta este interpretarea mea inedită, psiholog, psihologic și spiritual, despre procrastinare. Sper să vă fie de folos. Sper să fie pe înțelesul vostru al tuturor. Dacă mai vreți materiale pe această temă, probabil că le voi mai explica într o manieră ușor mai uh, pământească, dar tendința mea este să vă ridic, să încercați să înțelegeți la nivelul în care aceste materiale sunt prezentate. Doar asta reprezintă evoluția. Vă pup pe data viitoare. La revedere.